Dă drumul. Ok, gata, hai că am început și eu înregistrarea. O să, cel mai probabil că o să postez chestia asta undeva pe YouTube, o fac privată și dau link-ul la toată lumea care vrea să-l vadă. Așa. Baza de bază, e cineva care n-are, care n-are nicio idee de programarea, cum stă? O să scrie tot. Da, eu. Noi doi cel puțin suntem bârnă. Ok. Așa, ideea următoare. Calculatorul e un instrument care funcționează cu curent. Și pentru că e cu curent, ăștia care l-au proiectat au zis, bă, cum putem noi să codificăm informația când noi lucrăm doar cu curent? Și au zis așa, 1 și 0. 1 trece curent, 0 nu trece curent. Din cauza asta, procesorul este format din milioane și miliarde de tranzistoare care funcționează pe post de porți, ca niște porți cum e poarta la mașină. Fie trece curent, fie nu trece curent, fie trece mașina, fie nu trece mașina. 1-0, adică. Deci absolut orice cod scris pe orice, în orice limbaj se transformă în 1-0. Orice fel de cod. Nu contează de limbaj. În schimb, sunt două categorii mari de limbaje. Limbaje interpretate și compilate. Limbajele interpretate... Hai să începem cu alea compilate. Un exemplu de limbaj compilat e C++. Limbajul compilat înseamnă că atunci când ai scris cod, te folosești de un compilator. Înainte să rulezi programul, te folosești de un compilator ca să-l traduci din limbajul tău de programare în acei 1 și 0 pe care îi pricepe calculatorul. Că trebuie să-i înțeleagă, cumva. Și compilatorul e un program foarte deștept, foarte inteligent, care știe el să facă traducerea foarte bine, eventual să facă și niște optimizări. Dacă îi dai niște opțiuni de optimizare, își face niște optimizări super șmechere, dar merge mult mai repede programul după. Dar ideea fiind că face traducerea asta înainte de a rula programul. Și tu când compilezi programul, îți rezultă un fișier executabil, de asta pe Windows, de exemplu, ai extensia aia .exe, vine de la executable. Ăla este un fișier executabil, format numai din 1 și 0, sau se mai numește și binar, pentru că e 1-0. Atunci când ai un limbaj interpretat, cum e Python, de exemplu, traducerea asta din cod în 1-0 se face live în timp ce rulează programul. Și pentru că se face traducerea asta în timp real, toate programele scrise în limbaje interpretate rulează ceva mai încet. Avantajul cu ăsta cu cele compilate este pentru că deja sunt traduse în 1.0 și nu se mai face traducerea, merg mult mai repede atunci când le rulezi. Dar există posibilitatea, dacă ai un program foarte mare, există posibilitatea să dureze foarte mult compilarea. Am prieteni și prietene care lucrează de ceva vreme în industrie și mi-au spus că stăteau cu zilele să li se proceseze un singur, să li se compileze un singur program. Sigur, asta se referă la programe de alea cu sute de mii de linii de cod, nu așa. Și cu 11.000 de biblioteci. O să vorbim mai și ce sunt bibliotecile. Da, mă gândesc că într-un fel sunt mămășoarele astea pe compilare, că, cum zici și tu, sunt unele programe care îți arată și erorile, pe când la Python care nu îți arată, trebuie să-ți dai tu singur seama. Greșit. Adică, nu prea. Ideea e următoarea, depinde și de limbaj. Pentru că, uite, în Python îți apare frumos să zice, vezi că ai problema cu tare, ai index out of bounds. De exemplu, încerci să accesezi un element într-o listă care nu există, pe un index care nu există. Ai lista de 10 elemente și tu vrei al 12-lea element. Nu o să-l primești niciodată. Și zice eroare. C++ zice segmentation fault. Pentru că accesezi o zonă de memorie greșită. Orice s-ar întâmpla, segmentation fault. Îți da aceeași eroare. Trebuie să te duci tu cu alte unelte speciale ca să înțelegi care e problema. Deci cumva, dacă mă întreb pe mine, este mult mai ok cu un limbaj gen Python. JavaScript. Java. Mult mai ok. C++-ul strântește acolo seg fault și du-te naiba. Deci asta este mare diferență. Acum putem discuta despre limbaje de programare și ca limbaje high level și low level. Limbajele low level sunt cele care sunt cât mai apropiate de acei 1 și 0, 1 și 0. De exemplu, assembly, limbajul de asamblare, este un limbaj care este practic 1 și 0, dar în loc să scrii tu secvențe lungi de 1 și 0, le scrii sub forma unor instrucțiuni de câteva litere. Ăla e un limbaj low level. C++, C este high level, Python, JavaScript este și mai high level. Naiba, Python e aproape pseudocod.
Așa. Și cam așa un pic de teorie despre toată treaba asta. Trebuie să țineți minte că în orice program, absolut orice program, se încarcă memorie. De exemplu, în momentul în care tu ai pornit laptopul, primul lucru care se întâmplă, în memoria RAM se încarcă sistemul de operare. Primul lucru care se întâmplă. Și pentru că se încarcă totul în memoria RAM, trebuie să știi cum sunt așezate datele în memoria RAM. De exemplu, dacă ai un vector de elemente în C++, să zicem, în funcție de cum îl declari, poți să ai toate elementele afișate frumos, de la, aliniate frumos, unul după altul în memorie. Vă puteți gândi la un... la memorie, cum să zic, uite, hai să zicem așa, hai să facem asta. Cum erau așa... Bun... Așa. Să zicem că asta este tot... Toată chestia asta cu diezuri este memoria, da? Să zicem că tu vrei numerele de la 1 la 9 inclusiv. Deci tu pentru că ai într-un vector poți să le ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și le ai frumos continue una după alta în memorie. Dacă le declară în alt fel, le poți avea 1 pe aici, 2 pe aici, 3 pe aici. O să discutăm și despre asta mai încolo un pic. Așa. Acum, când vine vorba de cod, ideea următoare. Se folosește foarte des să aveți nevoie de chestiile astea. De exemplu, C++ se numește IOStream, este o bibliotecă. O bibliotecă, practic, e o bucată de cod scrisă de altcineva pe care tu o refolosești pentru că n-are rost să reinventezi roata. Adică dacă e cineva care ți-a făcut o funcție, o folosești pe aia, pentru că dacă ești deja într-o bibliotecă din asta standard, cum e IOStream, care este standard, deja a fost trecută prin foarte multe teste, în așa fel încât să fii sigur că este în cea mai bună variantă, cea mai bună varianta sa. E ok până acum? Dacă aveți întrebări, puteți să-mi ziceți. Deci, de exemplu, tu poți să adaugi în stream o altă, altă bucată de cod în afară de la care stăm? În IOStream? Da. Tehnic vorbind, da, adică dacă te duci frumos și cauți undeva unde o ai tu pe calculator, că trebuie să o ai, altfel nu ți-ar merge, și cauți să vezi unde e, da, poți să adaugi tu cod, dar de obicei n-ai face chestia asta pentru că nu ai, efectiv, nu văd niciun motiv pentru care ai face chestia asta. În schimb îți poți face propriile tale biblioteci. Asta e altceva. Îți poți face și propriile. Cum ai scris tu acum, da? Așa. Având în vedere că ne uităm în C-Sharp, C++. Asta e C++, C-Sharp e ceva mai diferit. De exemplu, acum poți direct să începi să scrii, nu știu, eu am uitat puțin în C-Sharp cu console write line sau read line, ceva de genul. Deci nu mai ai nevoie de partea aia de static, void și toate alea, să înțeleg. N-am mai lucrat de vreo 4 ani cu C-Sharp, nu mai știu ce e cu static void. Te referi la funcții? Mă refer că m-am uitat puțin și în JavaScript și în C-Sharp și în ăștia și toate aveau, cum să zic, în momentul cum faci tu acum și pornești de la zero, toate aveau sus câteva linii de cod, să zic așa. Toate ce? Toate funcțiile? De fiecare dată când mă uitam să scriu ceva, avea sus încă 2-3 linii de cod. Nu știu cum, poate nici nu știu să explic. Poate se referă la declararea variabilelor. Te referi că aveau, nu știu, int a? Da, ceva de genul. Deci astea, deci uite, în C++ putem să declarăm variabilele în felul următor. O să stai așa, de fapt stai că o să ajung imediat și la variabile. Uh-huh. Ideea următoare, în programare o să folosim la greu funcții. De ce folosim funcții? Pentru că nu avem nevoie să repetăm cod. Decât să repetăm cod de 11.000 de ori, punem o funcție și o apelăm doar funcția aia. E ca și când ai repetat codul, dar scrii mult mai scurt. Funcția principală pe care o are absolut orice program și de unde începe rularea este main. Mereu va fi main. Ăsta este punctul de plecare. Și din absolut orice funcție, din orice limbaj, asta se aplică și în Java, și în C++, și în Python, și așa, trebuie să ai cumva un return, undeva un return. Returnul ce face, în momentul în care ai dat return, te scoate din funcția aia, orice s-ar întâmpla.
Și o să vedem imediat, o să vedem în curând imediat și de ce ce faci cu literele și funcționează cu împreună cu funcțiile. Da, ok, uite. Deci ăsta este cam cel mai ușor program pe care îl poți scrie în C#, nici măcar nu trebuie eu stream, dacă nu mă înșel eu. Să scrie aici, nici măcar return 0 nu trebuie. Deci dacă scriem doar linia asta de cod și o rulăm, merge. Acum, ce am făcut eu în terminal, poate vă întrebați. Eu acum nu sunt pe Windows, eu sunt pe Linux. Mie e mai confortabil să scriu cod în C++ pe Linux și îl compilez și rulez programele din terminal. Tehnic vorbind, ați putea face și voi asta de Windows, dar e ceva mai mare bătaie de cap. Vă puteți pune, în schimb, pe Windows, vă puteți pune subsistem de Linux, asta e super mișto și puteți să le compilați direct în Windows, ca și când ați fi în Linux. Dar ideea e că eu am făcut un fișier care e doar o explicație, nu trebuie să țineți minte, dacă vă interesează vă puteți informa mai departe. Am făcut un fișier, se numește Makefile, în care am scris niște reguli speciale și dacă eu dau make all, mai întâi linia asta de aici compilează programul, ia codul și îl transformă în 1 și 0, apoi îl rulează și apoi șterge executabilul. Șterge executabilul pentru că la următoarea rulare a comenzii make all să o ia iar de la cap, să compileze, ruleze și să șteargă iar. Adică eu dau make, dar make, când eu scriu make, comanda rulează și rulează tot programul. Asta ca să nu fie confuz. Oricum. Deci asta e cam cel mai simplu program, pentru că el pornește și nu face absolut nimic. Atât. Pornește și iese din funcție. Și dacă scrii return 0, e exact aceeași chestie. Deci dacă dăm iarăși make, e exact același lucru. Acum, există un fel de convenție în IT, ca în cazul în care o funcție își termină rularea corect, fără nicio problemă, să întoarcă codul 0. Dacă este 0, totul s-a terminat cu bine. Dacă este diferit de 0, trebuie să fie o problemă, e un cod de eroare. Deci mereu când e 0, este totul e ok. De asta de obicei la int main, la final de tot, dai un return 0. Așa, acum, cel mai simplu program, primul program pe care îl scrii de obicei în programare este programul Hello World. Presupun că ați auzit de el? Da, e destul de bază. Basically, Python print Hello World, adică sunt chestiile alea primele care ți le arată în CMD, cred că la asta te referi. În C++ nu e tocmai print, dar da, uite, dacă dăm pe make, exact cum ziceam, deci am dat comanda make aici, l-am compilat, linia asta înseamnă că l-a compilat, acum îl rulează, a printat Hello World și remove vine de la remove, remove main, main nu este numele executabil. Deci a scris Hello World și a șters executabilul ca să-l compilăm după iar. Așa, asta este programul Hello World. Dacă lucrați în C++ și nu vreți să scrieți chestia asta, std, două puncte, două puncte, cout sau chestii de genul ăsta, sunt unele funcții care sunt doar în std. Std este un namespace. Puteți scrieți using namespace std. În cazul C++-ului, am uitat să zic asta, dar e o chestie de sintaxă, adică nu e cine știe ce. În cazul C++-ului, toate instrucțiunile se termină cu punct și virgulă. Punct și virgulă marchează finalul unei instrucțiuni. Ca atare, tu poți să scrii două instrucțiuni pe același rând fără nicio problemă. Punct și virgulă, zice, aici s-a terminat o instrucțiune, continuă cu următoarea. Da, nu faci asta, că e de bun simț să nu faci chestia asta. Oricum. Deci, ăsta a fost Hello World. Acum, variabilele. Variabilele sunt niște... E o metodă prin care poți să stochezi date în memoria RAM. Și în funcție de tip și în cazul C++-ului, variabilele sunt au diferite tipuri. De exemplu, în Python tu poți să iei o variabilă X și să ții în ea și numere întregi și caractere și string-uri și numere reale de care vrea mușchiul tău. În C++ nu funcționează la fel, în C++ contează foarte mult tipul variabilei pe care o declari. De exemplu, dacă zicem int a, asta înseamnă că variabila a este o variabilă de tip int. Int vine de la număr întreg. Cu slash slash scrii un comentariu de o linie și tot ce este după slash slash în dreapta este comentariu. Apropo. Dacă vrei să fie un număr real, să zicem, poți să scrii float. Float b. Pardon. B. Dacă vrei să scrie un număr real, adică 2,3.
Dacă vrei să fie un număr cu o precizie ceva mai mare, dar tot real, se numește, deci float se numește număr cu virgulă mobilă, virgulă mobilă. Float vine de la floating point, ceva, nu mai țin minte. Oricum nu prea contează, ideea e... E decimală. A, așa. Cu, da, număr decimal, adică nu e întreg. Și... Na, uite, scriem așa. Număr decimal, decimal, cum se pronunță? Decimal. Decimal, să fie. Așa. Și ăsta e număr cu dublă precizie. Da, e ceva mai precis. Da, nu de numele. Așa. Mai avem caractere. Putem să avem variabile de tip caracter, în care putem să ținem un caracter de tipul S, dar doar un caracter, adică nu putem să scriem Ana are mere. Pentru că este caracter, nu este string. În cazul C++-ului putem să avem și stringuri, adică șiruri de caractere. Dar momentan nu contează asta. Momentan o să lucrăm doar cu numere. Da, hai să ne axăm peste trei chestii, da? Am văzut, zicea cineva, nu mai știu exact cine, făcuse un tichet despre afișarea numerelor din șirul Fibonacci. Știi, sunteți familiar cu șirul Fibonacci? Totul ce începe se repetă până la urmă ajunge de unde a început. Nu. Înseamnă că nu. Nu chiar. Nu, A, adunarea. Fibonacci, o. Adunarea, da, unul cu unul. Da. Iei ultimele două elemente și așa. Da, și pe următorul. Da. Bun. Acum, hai să facem chestia asta, cum facem chestia asta cu diferite instrucțiuni. Ideea următoare. Hai să stabilim mai întâi cum structurăm programul ăsta și o facem toți la un loc. Adică nu zic eu, hai să facem o problemă și așa, discutăm, să stabilim ce vrem să facem, ok? Cineva? Ok. Ok. Bun, dacă nu te superi, deci mai explică o dată, dacă e ok cu tine, deci cum ne afectează direct chestia de la Fibonacci cu adunarea ultimelor două numere ca să-ți dea următoarea. Adică încă nu înțeleg asta, sunt mai greu de cap. Deci, asta este pentru orice număr, uite. Scrie un comentariu aici. Deci dacă ai un element x0 este 1, da? Este primul element. x1 este 1, al doilea element. X puncte puncte. xn va fi egal cu xn, pardon, să zicem așa, n minus 1 plus xn minus 2. Ai înțeles? Sau, uite, să pară mai ca și când ar fi indici, să scriem așa. Deci, orice număr de pe o poziție n este egal cu suma numerelor de dinaintea lui. Celor două numere Ah, dinaintea lui. ok. 1 plus 1 îți dă 2. 2 plus 1 îți dă 3. 2 cu 3 îți dă 5. 3 cu 5, 8. 5 cu 8, 13. 8 cu 13, 21. Și tot așa. Asta e șirul lui Fibonacci, și este parcă și se mai numește și ceva șirul de aur sau golden ratio, ceva de Golden ratio. Așa. Practic chestia asta, toată treaba asta, toată progresia asta se ăsta nea Fibonacci, ăsta a descoperit că progresia asta se reproduce, se regăsește și în natură. Da, le găsești multe plante și foarte multe chestii. Da. Bun. Acum. Deci ce vrem noi? Vrem să problema pe care a pus-o cine a făcut tichetul. A zis că îi dai un număr n și tu vrei să-l afișezi al n-ulea, al n-lea element în șirul lui Fibonacci. Vrei să-l afișăm pe ăla sau vrei să-l afișăm pe toate? De până la n. Șirul ăsta nu se termină, de asta zic. Vrei să fie toate până la n? Ambele cazuri, din punctul meu de vedere, dă comandă pentru ambele. Da, ideea oricum e aceeași, că dacă reușești să faci până la n, le poți afișa pe toate. Ok. Înainte de a face chestia asta, o să putem să sau să începem cu una mai simplă.
Ok, hai să e ceva neclar până acum. Este cineva care nu știe instrucțiunile if, for. Să îmi spună, vă rog. Cineva? Da, hai să mă asigur, pana mea, adică basically te Dacă referi la... vreți, vă explic și instrucțiunile if, vi le explic cu toate, nu mă deranjează. Dacă nu mă înșel, te referi fix la chestiile cu if is true or if is false, do that or don't do that. Cam așa, instrucțiunile de bază, efectiv de bază ale C++, ale programării în general, că le găsește în toate aproape toate limbajele de programare. Hai să, în cazul în care cineva, că oricum tot înregistrăm chestia asta, în cazul în care se uită cineva care nu are nicio idee despre ce vorbesc cu if și for și else și chestii, hai să ne uităm puțin peste ele. Deci, if este o instrucțiune decizională care evaluează o operație al cărei rezultat poate fi adevărat sau fals. De exemplu, dacă eu zic if 1 egal cu 2, să scriu da și rulez programul ăsta, nu va scrie nimic, pentru că 1 nu este egal cu 2. Hai să vorbim și despre asta. Stai. Hai că tot uit unele chestii. Ok. Avem așa. Operatorii matematici din C++ și se aplică la foarte multe limbaje. Deci avem așa, avem, hai să scriem int a, b și c. O să avem niște chestii aici. A egal cu 10, b egal 20, c egal nimic, momentan. Deci, a egal cu 10 și b egal cu 20, da? Dacă vrem suma lui a cu b, o să zicem c, ia valoarea a plus b. Ca în matematică e normal. Avem următorii operatori, avem egal, un singur semn de egal este operatorul de atribuire. Atribui o valoare altei variabile. De exemplu, în cazul ăsta, a plus b va fi 10 cu 20, evaluată operația asta va da 30, că e 10 plus b, 10 plus 20, pardon, și dă 30. Și îi se atribuie lui că, din cauza operatorului egal, îi se atribuie valoarea 30. Are sens? Bun. Dacă vrem să scădem, putem să zicem c egal a minus b. Și nu va fi c va fi egal cu 10 minus 20 minus 10. Vrem mulțire. A steluță b. Ăsta este operatorul de înmulțire, steluța. Asta să mai închid asta. Bun. Dacă vrem împărțire, împărțirea o facem cu slash. În funcție, aici e un pic mai complicat. Pentru că variabilele noastre sunt de tip întreg, a slash b va fi mereu câtul împărțirii lui a la b. Deci în cazul ăsta, dacă împarți 10 la 20, îți va da 0. Câtul împărțirii lui 10 la 20 este 0. Dacă am fi zis b, uite, dacă îl afișăm pe c aici, o să dea cât împărțirii lui 10 la 20, îl vedeți aici, este 0. Vezi? Bun. Dacă scriam b slash a și îl rulam iarăși, dădea 2. Deci asta pentru că numerele noastre sunt de tip întregi. Dacă am fi scris float, ups, am ratat un caracter acolo. Așa. Stai, ce dracu am făcut? A, stai, nu, e bine că se împarte exact, sunt eu bou. 12. 20 împărțit la 12. Ne-ar fi dat ceva cu virgulă. Ne dă ceva cu virgulă pentru că sunt, din nou, sunt float, nu sunt întregi. Dacă schimbăm iarăși la int, ne dă 1. Cântul împărțirii lui 12 la 12, lui 20 la 12 ne dă 1, rest 8 ne-ar da. Da? E ok până acum? Bun. Acum. Deci, slash este câtul împărțirii unui număr la altul. Restul este procentul. A procent B.
sau hai să zicem că B-ul e mai mare, zicem B procent A. Procent A. Cineva zice, doc, stați așa, că cineva încă vorbește pe Discord. Așa, bun. Deci, îl avem pe, ăștia sunt practic operatorii de bază. Pe lângă asta, avem și, și, poate cineva să scrie pe Discord de lui Alexandru, care vorbește acum, să-i spune cum de suntem? Da, mă ocup pe care. Așa. Ok, oare de ce-o fi ieșit. Așa. Deci avem, ăștia sunt operatorii de bază aritmetici. Mai avem operatorul egal, egal. Egal, egal este practic egalul din matematică. Este operatorul care verifică dacă ce e în stânga este egal cu ce e în dreapta. Deci ar fi și operatorul ăsta egal, egal este un operator boolean. Se numește egal, egal, se numește operator boolean pentru că evaluează o operație ca fiind adevărată sau falsă. Orice variabilă adevărată sau falsă, valoarea asta este o variabilă booleană. Deci putem să scriem bool. Bool este felul în care declară o variabilă booleană, să zicem t. Dacă zicem că t este ia valoarea, deci lui t îi dăm valoarea a egal egal cu b. Ce facem aici? Evaluăm mai întâi dacă a este egal cu b și dacă și valoarea acestei operații logice este o operație logică, îi atribuim lui t. Dacă zicem aici count, see out, na, cum vreți să-i spuneți, eu zic count, end line, dacă îl afișăm, ne va da 0. În programare, 1 egal adevărat, 0 este fals. De ținut minte, deci 1 înseamnă adevărat, 0 înseamnă fals. Asta e cam pe la toate... Pe la toate astea, toate limbaje de programare. Ați înțeles până acum? Continuăm? Eu am fost să-i zic repede lui Alexandru să-și facă gradele să poată să intre când ai rugat tu. A explicat deja care e treaba de ce ai pus de două ori egal. Am zis, da, am explicat egal, egal. N-am fost aici de aia. Nicio problemă, repet, nicio problemă. Deci egal, egal este operator logic, evaluează dacă, operator logic ca în matematică, adică evaluează dacă ce e în stânga este egal cu ce e în dreapta. În cazul ăsta, A este 12 și B este 20, da? Uh-huh. Deci A nu este egal cu B. Deci automat variantă 0, fals. Este 0, fals. Și am rulat chestia asta și ne-a dat fix 0. Acum, un alt operator este... operatorul de negație. Adică, putem să negăm, să zicem, bă, vrem să vedem dacă o chestie este diferită de o chestie. De exemplu, în loc să zicem A egal egal B, vrem să zicem A diferit de B. Să evaluăm chestia asta. Operatorul de negație este semnul exclamării. Și ca să o evaluăm, să zicem, bă, este diferit, ceva e diferit de ceva, este semnul exclamării egal. B. Ok? Da, da, da. Dacă, basically, dacă faci distincția. Da, dacă luăm și afișăm T în ambele cazuri, după ce evaluăm astea două chestii, așa, o să avem mai întâi 0 și apoi o să avem 1. 0, 1. Pentru că mai întâi 10 nu este egal cu B, deci este cu 20, deci este evaluat la fals, că 12 nu e egal cu B, nu e egal cu 20. Iar a doua oară, 12, este diferit de 20. Deci toată operația asta este evaluată ca fiind adevărată, ok? Da. Și T ia valoarea asta, adevărat sau fals. Bun. Asta e ideea cu operatorii logici. Acum, mai putem avea și... mai avem încă doi operatori logici. Mai avem operatorul și operatorul sau. Operatorul și face, verifică dacă și elementul din stânga și elementul din dreapta sunt egal cu 1. Dacă amândoi sunt egal cu 1, adică dacă amândoi sunt adevărați, atunci
toată expresia este adevărată. De exemplu, există și un tabel special pentru treaba asta. Două secunde. Așa. Operatorul și este format în două simboluri de ampersand. Și avem ceva genul... cum era, mă? Cum era tabel? Cum n-ai să-l scriu aici? Unu, zero. Hai să scriem așa, 0, 0. Ah, gata, m-am prins. Facem așa. Deci 0, 0 ne duce în 0. Pentru că este fals și fals. Deci două chestii false dau fals. Pentru că stăm în două sunt false, deci vom evalua toată expresia ca fiind falsă. 0 și 1 ne dă tot fals. Pentru că trebuie să fie amândouă adevărate ca să-ți dea adevărat. Mă-ți aminte? E ok? 1 și 0 ne dă tot fals, pentru că e exact aceeași chestie ca mai devreme, doar că invers. Și 1 și 1, hai să scriu mai așa, și 1 ne dă 1. Ăsta este operatorul și. În cazul de mai sus, putem să zicem t, ia valoarea, uite, 1 și 0. Și după să zicem iarăși count t and line și dacă îl afișăm, ne dă 0 prima oară când l-am afișat pe t, 1 cum am făcut mai devreme, hai să nu le mai afișez aici, mai bine. Ne așteptăm să ne dea 0 pentru că 1 și 0 ne dă 0. Dacă mai testăm de câteva ori, o să vedem că ăsta este tabelul. Acum, ăsta este cazul pentru operatorul logic și. Mai este operatorul logic sau, care se notează cu două bare din astea verticale, nu știu exact cum se numește simbolul, și operatorul ăsta evaluează o expresie logică ca fiind adevărată dacă cel puțin unul din termenii, și fie ăla din stânga, fie ăla din dreapta, este adevărat. Adică, dacă ai 0 sau 0, ne dă 0, pentru că niciunul din ei nu este adevărat. Dacă ai 0 sau 1, avem adevărat. Dacă avem 1 sau 0, avem adevărat. Și dacă avem 1 sau 1, tot adevărat. Ați înțeles până aici? E ok? Ce? Dacă aveți întrebări, puteți să mi le puneți. O să fie clar, un pic mai clar de ce v-am zis toate chestiile astea imediat. Mai basically cum o să le folosim și structurarea, cred, se îmi dau cu părerea acum, cum o să structurăm aplicații sau alte chestii, că până la urmă, ăștia sunt statement-urile care te ajută ca să facă userul să se ducă într-o parte sau în alta în funcție de ce ales, cred eu, nu știu, îmi dau cu părerea. Da, ăsta, deci operatorii logici sunt folosiți pentru niște instrucțiuni, o să le vedem imediat. O să vedem imediat despre de ce v-am arătat toate chestiile astea. Așa, hai să nu iau toate astea, hai să șterg doar partea asta. Bun. Deci, asta era cu operatorii și matematici și cei logici. Mai sunt câțiva, dar momentan ne interesează, o să poate discutăm mai altă dată despre ei. Ok? Acum, avem prima instrucțiune de bază, este if. Este instrucțiune decizională și este foarte util atunci când vrei să faci o chestie ținând cont de o anumită condiție. De exemplu, dacă să zicem că noi vrem ca în cazul în care A este mai mare sau egal cu B, noi vrem să scriem, nu știu, A mai mare. Dacă rulăm acum codul ăsta, nu ne afișează nimic. Nu ne afișează nimic pentru că if, din nou, între paranteze, toată instrucțiunea care este între paranteze este evaluată la a fi adevărată sau falsă. În cazul ăsta, asta e că-s bou.
virgulă. Am uitat să vă dăm mai mare sau egal. Ok. Deci avem simbuca la matematică, mai mare sau egal, mai mic sau egal. Mai mare sau egal se notează cu chestia asta, simbolul mai mare și apoi un egal. Mai mic sau egal, așa. Mai mic este fără egal și mai mare este așa, e destul de simplu. Ok, deci să zicem că dacă A este mai mare sau egal ca B, vrem să scriem că A mai mare. Și nu s-a scris nimic pentru că 12 nu este mai mare sau egal ca B. Dacă punem aici 20 și rulăm iarăși, zice A mai mare pentru că, na, așa i-am dat să facă chestia asta. Acum, că tot v-am arătat operatorii logici mai devreme, hai să ne uităm la să folosim un operator aici pentru a mai băga încă o de asta, încă o condiție aici. Putem să le înșiruim și după sunt toate evaluate și cu ajutorul operatorilor și sau, se evaluează întreaga expresie logică ca fiind adevărat sau fals. Mereu se va putea reduce la adevărat sau fals, altfel îți dă eroare. Ok? Și putem să facem așa. A mai mare sau egal ca B sau sau 1. Având în vedere că 1 este valoarea de adevărat, ce credeți că se va întâmpla? Păi o să scrie A mai mare pentru că afirmația e adevărată. Da, o va scrie absolut de fiecare dată, indiferent de valoarea lui A față de B, nu contează. Se va ignora automat. Se ignora automat că se va evaluează pentru că este 1 aici. Dacă scriem, de exemplu, și 0, nu va scrie niciodată pentru că unul din ele este fals. Și trebuie să fie amândouă adevărate ca toată expresia din interiorul parantezelor să fie evaluată la adevărat. Da, da. Ok. Deci asta e instrucțiunea if. Dar să zicem că vrem să facem ceva în cazul în care nu e îndeplinită condiția asta. Putem să mergem pe ramura else. Avem ramura else. Asta înseamnă că atunci când asta este falsă, intrăm pe ramura else. Mereu când este falsă. Deci putem să scriem caut A mai mic. Și din nou, dacă rulăm pentru că A e 12, va da A mai mic. Bun. Ce trebuie ținut minte este că asta se rulează toată ramura asta din ramura codului din interiorul instrucțiunii if atunci când expresia asta este evaluată ca fiind adevărată, altfel se rulează ramura codului din else, de pe ramura else, mereu când asta este falsă. Orice s-ar întâmpla, chiar dacă n-are nicio legătură cu asta. Nu știu exact cum să explic acum, dar se cam am pățit de câteva ori să am problema asta, că să intre pe else fără să fi trebuit să intre pe else. Să mai trească eu să pun o condiție în plus ca să nu mai intre pe else. Ok, asta este for. Asta este instrucțiunea if. Ok, până aici? Da, bun. Da. Dacă vreți să repet ceva, aveți alte întrebări, cu cea mai mare plăcere repet. Da, basically ne-a arătat cum să luăm varianta chiar dacă e într-o parte să tine să facă altceva. Adică are două rezultate. Da, 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 bun. Deci asta este instrucțiune decizională și se folosește foarte des. Deci o să vedeți că cel puțin în programele astea pe care le faci la început, când abia încep să înveți, folosești if-uri și for-uri și while-uri, o să vedem imediat, vă arăt și ce sunt alea, o să folosim la greu. Bun. Asta a fost instrucțiunea if, continuăm cu instrucțiunea for. For este o instrucțiune care este o buclă, o instrucțiune repetitivă. O instrucțiune repetitivă al cărui număr de repetiții, de iterații, este cunoscut. Ce vreau să spun până asta? Sintaxa este următoarea. For, o condiție de început. O condiție de început înseamnă că ți-e trebuie un, ca să o luăm mai simplu, îți trebuie ceva cu care tu să, îți trebuie, să zicem, un iterator. Și o valoare de început pentru acel iterator. De obicei, în instrucțiunile for, se folosește i pentru că i vine de la iterator. Deci avem prima parte.
iteratorul în care îl declarăm ca fiind 0. 0 este în exemplu ăsta. Puteți să-l declarați 1, 2, ce vrea mușchiul vostru. Ok? Avem o condiție de final, să zicem că vrem să zicem i mai mare ca 10, mai mic, pardon. Nu e de final, este o condiție care atâta timp cât este evaluată ca adevărată, se repetă bucla, se repetă instrucțiunea, da? Și o condiție de actualizare la fiecare rulare a buclei. Ce se întâmplă în instrucțiunea asta, așa cum am scris-o aici? Se ia variabila i cu valoarea 0. Deci se pornește prima valoare a sa, este, va fi mereu 0. De câte ori se intră în bucla asta. Prima iterație este 0. Cât timp 0 este mai mic ca 10, cât timp variabila i este mai mic ca 10, se rulează codul ăsta, iar la finalul rulării codului dintre astea două acolade, se crește i cu 1. Ok? Și ca să vedem chestia asta, facem cout i. Și mai scriu și un spațiu aici. Ok? Și aici am afișat fiecare număr. Acum, dacă ne uităm pe output, vedem așa. Noi la fiecare iterație am afișat numărul i și un spațiu. Deci avem 0, pentru că asta e valoarea de început. Și am afișat asta. După care, după ce s-a afișat 0, se crește i-ul cu 1 și se reintră în buclă. Și iarăși se afișează 1 și tot așa 2, 3, 4 până la 9. Motivul pentru care nu s-a afișat și 10 este pentru că nu s-a mai rulat bucla, pentru că la finalul celei de 10 iterații, adică atunci când i avea valoarea 9, s-a crescut i cu 1 la 10, s-a făcut verificarea dacă i este mai mic ca 10 și 10 nu este mai mic ca 10 și nu s-a mai intrat în buclă, s-a ieșit din buclă. E ok? Ok. S-a înțeles? Bun. Da. Ideea fiind că asta se întâmplă pentru că avem un număr cunoscut de pași. De exemplu, am fi putut să, pentru că avem un număr cunoscut de pași, înseamnă că noi putem să determinăm, putem să definim și cum se fac pașii în for. De exemplu, să zicem că noi nu vrem să actualizăm cu o singură valoare. Da, nu vrem să incrementăm cu 1. Nu vrem să creștem cu 1. Eu vrem să creștem cu 2. Da? Putem scriem i, valoarea i plus 2. Plus 2, pardon. Da? Dacă rulăm acum, o să avem 0, 2, 4, 6, 8. Putem să avem cu 3, nu contează. Ideea fiind că aici este, cu asta actualizăm noi aici. Da? A, uite. Mai vrea cineva să intre. Ok. Deci asta este în cazul în care nu avem un număr cunoscut de pași. Dacă vrem să iterăm, să facem o chestie în continuu, cât timp, fără să știm numărul de pași, putem să folosim instrucțiunea while. Instrucțiunea while este o instrucțiune care primește ca argument o expresie care tot așa ca și la if se evaluează ca fiind adevărată sau falsă și cât timp acea instrucțiune este adevărată, se rulează codul din buclă, da? Și ca să vă dau un exemplu, să zicem că atâta timp cât a este mai mare ca 0, ce o să facem? Hai să zicem să-l scriem pe a. E ok? Ce credeți că se întâmplă dacă rulăm acum programul? Că a nu e mai mare ca 0, deci... Hai să... Apare la infinit a-ul? Exact. A-ul va merge la infinit. Va merge mereu... A-ul va fi afișat în continuu, fără oprire, pentru că noi nu am făcut nimic în așa fel încât să modificăm valoarea lui a și deci... El niciodată nu își va actualiza valoarea, niciodată nu va ajunge la 0. Și pentru că niciodată nu va ajunge la 0, asta înseamnă că expresia asta de aici, a mai mare ca 0, va fi mereu adevărată. Și ca atare, va rula în continuu. Deci trebuie să mereu noi trebuie să actualizăm, să nu uităm chestia asta. Altfel o să fie nasol. Vi se poate bloca calculatorul dacă aveți un calculator mai slăbuț un pic. Bine, și dacă e puternic, credeți-mă, puteți să-l blocați, nu e absolut nicio problemă. Îl blocați instant, puteți avea cel mai becher calculator, dacă faci o prostie, l-ați blocat fără probleme, l-ați blocat. Ok. Creăm un loop de spam. Poftim?
creezi un loop care pur și simplu o să spameze fără oprire, fără să mai oprească. Da, da, da. Am făcut o chestie la un moment dat, dar trebuie să-mi restartez calculatorul cu o chestie de genul ăsta, dar un pic mai complexă. Bine, mai complexă în sensul că era o chestie și n-am absolut nicio idee, nu am de ce s-a întâmplat chestia asta și până în ziua de astăzi eu nu știu ce am făcut atunci, pentru că era o chestie foarte simplă, ceva de genul ăsta, dar un pic mai complicată. Nimic fancy, știi? Așa, deci asta a fost o buclă while, ok? Mai există încă un tip de buclă asemănătoare cu while-ul, se numește do while. Deci mai scrie mai ca să fie mai simplu, putem să scriem așa. Do while. Ok? Și aici. Asta este alt tip de buclă și ca să vă arăt care e diferența între ele, în cazul instrucțiunii astea, în cazul codului ăstuia nu e nicio diferență. În schimb, în general, diferența este următoarea. Atunci când ai funcția while, verificarea acestei operații se face la începutul codului. Adică după ce ai terminat rularea codului dintre acolade, verificarea se face la început. Și dacă este adevărată asta condiția, se rulează din nou. În cazul buclei astea do while, se face verificarea la final. Asta înseamnă că, de exemplu, să zicem că tu vrei să rulezi codul cel puțin, codul din bucla asta cel puțin o dată. Poți să folosești un do while, pentru că va intra mereu, va intra în codul ăsta și va itera iarăși, va lua bucla și va continua, doar în cazul în care asta e adevărată. Și îi rulează cel puțin o dată codul. Ok? Să-mi spuneți dacă merg prea repede, dacă explic prea repede, eu încerc să, nu știu, să acopăr tot, dar mie să nu explic prea repede. E ok? Mergi mai departe. Ok, bun. Acum, ne putem întoarce la problema de mai devreme, da? Hai să facem așa. Un mix sfat atunci când faceți programe, dacă nu vreți să vă dați cu capul de pereți în timp ce încercați să rezolvați anumite probleme în programe atunci când nu funcționează cum vreți voi, testați în continuu ce aveți până în punctul ăla. De exemplu, să vă asigurați că totul merge cum ar trebui să meargă. Ok? Deci, noi vrem așa, noi vrem să luăm un număr n, să-l citim de la tastatură, îl băgăm noi și vrem să afișăm toate numerele din șirul lui Fibonacci, primele n numere din șirul lui Fibonacci. Ok? E bună problema asta? O facem? Da, nu. Vreți să mă ajutați și voi sau vreți să o fac eu? Cu cea mai mare plăcere facem împreună, dacă vreți. Bun, deci ai zis ca să afișăm toate, adică cum arată 1, 1, 2, 3, 5, 8, adică să le afișez pe toate care sunt sus acolo, nu? După regula asta, deci după regula asta le vom afișa, dar noi vrem să putem să afișăm și 100 dacă vrem, și 100 de numere. Dacă noi scriem 100 de la tastatură, numărul 100, să le afișeze pe primele 100. Sigur, vor deveni niște numere imense, dar vrem să le putem afișa și pe alea. Hai să vedem ce iese. Bun. Hai să vedem cum împărțim mai întâi problema. Ok? Ideea e că cel mai ușor este să faci un program. Orice program. Asta se aplică și la cazul ăsta la cazul programului ăsta care este super simplu și la cazul unei aplicații de telefon. Cel mai simplu rezolvă o problemă de genul ăsta să faci un program de la zero până la produsul final prin a-l sparge în mici subprobleme. De exemplu, ce vrem noi mai întâi? Noi vrem mai întâi să citim un număr de la tastatură. Și aici ne oprim. Hai să facem chestia asta. Citim un număr de la tastatură. Cum facem chestia asta? Cu funcția qin, cin. Noi vrem să citim un număr n. Deci ne trebuie și o variabilă n. Da? E ok? Da. Ce ziceam eu cu... Da. Poftim? Da. Ce ziceam eu mai devreme cu testatul, putem și să testăm chestia asta. Sigur, asta este un caz extrem, să stai să scrii și să testezi. 10, am băgat 10, am primit 10 înapoi. Să citești la tastatură și apoi să le afișezi, e un caz extrem, adică e o exagerare, dar nu neapărat. Adică nu trebuie să faceți fix chestia asta, dar ideea fiind că
testați în continuu ca să, că după momentul în care ajungeți la un program și am pățit cu chestia asta, să ajung la programe de sute de linii de cod și să trec chiar și de mii de linii de cod și să găsesc, să trească, să caut probleme într-un program și să mă ia dracu pentru că nu înțelegeam unde naiba e problema. Efectiv, nu pricepeam și stăteam cu orele doar pentru un semn amărât care lipsea pe undeva. Mereu testați. Bun, noi vrem să facem chestia asta, da? Acum, care sunt primii doi termeni din șirul Fibonacci? Știți? 1. Tehnic vorbind, este discutabil, pentru că sunt unii oameni care zic că este 1-1 sunt primii doi, alții care zic 1-2. Că este 0. Oh. Pentru că se aplică aceeași regulă, 0 cu 1 dă 1, 1 cu 1 dă 2. Merge. Cum vreți să o luăm? Hai să o luăm așa, hai să luăm primul element este 0, al doilea este 1, e ok? Ok. Bun. Acum. Deci, noi vrem să afișăm al n-lea toate numerele până la al n-lea element din șirul Fibonacci, da? Și pentru chestia asta noi trebuie stai să dă cineva mesaj. Nu mai știu. Așa. Pentru a face chestia asta, noi ce trebuie să facem? Trebuie să iterăm de n ori. Trebuie să calculăm n numere, nu? Să știți că dacă vreți, mă puteți corecta, puteți să-mi spuneți da, nu, deci bou, puteți să-mi spuneți ce vreți. Având în vedere că noi de-a bine să notăm, chinei să ținem pasul, cel puțin vorbesc pentru mine. Dacă vreți, vorbesc mai încet. Nu, mă refer că... No. Zic... Învățăm în timp ce... Na, deci... Okay. Deci, având în vedere regula asta, x, numărul de pe a, n-a poziție, este egal cu suma numerelor de dinaintea sa, putem să facem problema prin a folosi trei variabile. Este un mod simplu de a rezolva problema. Să zicem că e a, b și c. Da? A va fi mereu primul element din șir, B va fi al doilea element în șir, 0 și 1, da? Și acum, hai să facem o chestie. Noi avem mereu primele două elemente. Mereu se pleacă de la două elemente, pentru că altfel nu prea poți să faci șirul lui Fibonacci. Trebuie minim două elemente. Și luăm mereu pe primele două, 0 și 1. O să te întrerup o întrebare ca să pună explici tu, cel puțin să văd dacă mintea mea proastă avea vreo idee. Deci asta, în momentul de față, o să încerc să rezolv problema cu incrementarea cu o anumită unitate. A cui? Adică, nu știu, A plus B, să zic, și cum ai făcut data trecută, ai pus ca după aia să înceapă să crească basically cu 1 sau cu 2. Asta o să fac. La un for, nu? Da. Da, ești aproape. Da. Ai ideea destul de ok. Ia, arată-te, rog. Uite. Sunt mai multe variante, dar vă o face și poate facem data viitoare chestia asta. Aș propune, dacă nu vă deranjează, să după ce terminăm chestia asta, dacă mai aveți întrebări, să vi le răspund și după să ne oprim, că se face târziu, ok? Da. Terminăm problema asta, ori explicăm cum trebuie, totul ok, fără probleme și după, nu știu, o să postez eu chestia asta pe YouTube și vă dau link-ul să vă uitați, dacă vreți cineva să se uite iarăși. Deci, noi vrem să afișăm primele n numere, dar pentru că le avem deja pe primele două, noi va trebui să mai calculăm încă n minus două numere, nu? Da. Că pe primele două le avem. Păi putem face două chestii. Hai să zicem că noi dăm n ca fiind 1. Asta înseamnă că noi putem să-l afișăm direct pe A, nu? Că e primul element. Putem să zicem n, să dea, adică al n-lea element, să fie al doilea element și afișăm A și B. N-are rost să mai calculăm altele, pentru că primele două elemente sunt 0 și 1 și deja le avem. Hai să facem o verificare mai întâi. Deci, dacă n este egal cu 1, îl scriem pe A. Bun? Punem end line și return 0. Return 0. Dacă n egal cu 1, ar trebui să-l afișez pe B? Poftim? Dacă n egal cu 1, nu ar trebui să-l afișez pe B? Nu, pentru că n egal cu 1, adică al n-lea element, primul element. Da, ok, scuze, da. Nu e nicio problemă. Deci, dacă n este egal
dacă n este egal cu 1, îl afișăm pe A și pentru că am scris aici return, ieșim automat din program. Este return-ul de aici. Da? Deci aici se va ieși din program. Dacă... Cum adică ieșim din program? Adică termină din ea de acolo. Hai să arăt mai bine, da? Deci, am zis, ai fost de la început? Nu, acum am dat. A, e bun. Deci, funcția, nu e funcție, operatorul ăsta, return, te scoate din orice funcție ai fi tu în momentul în care ai rulat... if, adică? Poftim? Mă scoate din if? Nu, te scoate din funcție. If-ul este o instrucțiune, nu o funcție. Și care e funcția? Main. Funcția main este funcția pe care de unde începe programul. Deci tu poți să-ți o să vorbim poate data viitoare, poți să-ți definești câte funcții vrei tu, cum vrea mușchiul tău. Dar orice program începe cu o funcție main. Asta este singura funcție pe care tu neapărat trebuie să o ai. Pentru că altfel nu știe de unde să înceapă programul. Ok. Ok. Și pentru că main este și asta o funcție și ea este o funcție, return va funcționa la fel ca la orice altă funcție și ne scoate din funcție. Și pentru că main, practic, conține tot codul programului, când ieși din funcția asta, s-a terminat programul. Ok? Ok. Și ca să facem un test, putem să zicem aici, nu a funcționat. Deci, noi vrem să zicem, dacă n este egal cu 1, îl scriem pe A, care este 0, primul element, și ieșim din program. Și ca să ne convingem că merge, dacă nu merge, va scrie nu a funcționat, ok? Acum, eu trebuie să-l bag pe n, n este 1. Și a ieșit. Return a dat, l-a scris pe 0. A, care este 0, și a ieșit. A dat return 0, da? Dacă eu îi dau iarăși și rulez și îl scriu pe n ca fiind 5, să zicem, scrie nu a funcționat, pentru că n nu este egal cu 1, este egal cu 5. Și deci nu intră, nu rulează codul ăsta pentru că nu are de ce. Variabilă, okay. Valoarea expresiei este, este egală cu, va fi falsă. Dacă te uiți la înregistrare după ce o să o postezi, eu o să, și vă dau link-ul, o să poți să vezi toată explicația. Am stat și am explicat și din câte am înțeles că nu m-a mai întrebat nimeni nimic, cred că au înțeles oamenii. Sper că a fost destul de ok explicat. No, asta cu ei știu. Bun, ok. Deci, vrem să facem următoarea verificare. Dacă n este 2, îl scriem pe A, îl scriem un spațiu ca să le avem frumos. Dar nu ne mai știu să pun un else, un else if? Nu. Pentru că, adică hai să facem asta, ce zici? Hai să facem asta mai întâi. Ca să vezi de ce nu, de ce nu e bine. Scriem, am dat make, da? Dacă scriem 1, îl va scrie pe A, totul e ok, da? Da. Noi aici vrem să intrăm aici dacă n este egal cu 2. Păi nu, else if. Mai pui if-ul după, cum aș fi după else. Păi și de ce să mai pui un else if? Ca să mai pui, return-ul ăla de sus, 0. Ăsta de aici? Da. Ba, trebuie să-l pui aici. O să vezi imediat de ce trebuie totuși să-l pui aici. Okay. Deci tu vrei momentul în care ți-ai terminat treaba, momentul în care ai afișat toate numerele pe care le-ai putut afișa în funcție de valoarea lui n, să ieși din program, pentru că s-a terminat programul. Asta e o chestie și de consum? Nu, e o chestie de, nu știu cum să zic, bună practică. Ok. Adică și de logică, deci tu vrei ca... Eu n-am văzut niciodată chestia asta cu return 0 și de-aia, spuneam prin aici. Asta e, deci return 0 te scoate din funcție, de oriunde ai fi. Și dacă ești în interiorul unui for, unui while, nu contează. Return te scoate din funcție, nu doar din buclă, nu doar din instrucțiune, te scoate... Termină, știu că este și tot segmentul. Știu că este și stop. Ce? Știu că este o comandă stop și te scoate gen doar din... gen doar din if, while, for și toate astea. Da, se numește break. Aia se numește break și aia este doar pentru bucle. Deci în if nu funcționează. În if, da. Dacă o pagi în if, efectiv îți dă compilatorul, cred, eroare. Putem încerca. Putem să zicem aici break, ca să se numește break și dacă dăm make, ia uite, eroare. A, stai că n-am pus punct și virgulă. Dar ce aplicație folosești? Nu e o aplicație, folosesc compilatorul G++, care e un fel de GCC, care e un fel de, e un compilator oficial de C++. Hai că am înțeles tot acum. Ești pe Windows?
Da. În ce scrii cod C++? A. Ce? Ok. În ce scrii cod C++? Eu scriu ori în cod block sau în Visual Studio câteodată. Ok, să zicem că tu scrii în cod block. Dacă te uiți în cod block, dacă te uiți pe un setter, dacă te uiți pe net, o să vezi că undeva acolo zice dă un compilator. Se numește GNU, dacă nu mă înșel eu. Da. Compilatorul ăla este echivalentul de Windows de la G++. Doar că eu nu compilez și rulez programul ca în code blocks cu butonașul la verde, îl compilez de la în terminal. Tehnic vorbind și tu poți face exact același lucru dacă intri și pe Google și cauți cum să-ți instalezi pe Windows subsistem de Linux. Că se poate. Omu, poți să continui problema ca să nu deviem prea multe rău? Da, sigur, nicio problemă. Așa, bun. Deci, dacă le avem n egal cu 1 și n egal cu 2, facem treaba asta, da? Acum. Noi vrem să mai calculăm încă n minus 2 numere. Deci o să facem for, un for, da? Și o să luăm iarăși iteratorul i, dar pentru că am verificat deja două numere, nu mai trebuie să pornim de la 0, putem porni direct de la 2. E ca și când am fi trecut deja prin etapa în care i e egal cu 0 și i e egal cu 1. Are sens? Da. Ok. Cât timp? Deci de la i, de la 2 la n minus 1 inclusiv n minus 1, adică cea mai mare valoare pe care va putea avea i este egal cu n minus 1, da? În momentul în care i va fi egal cu n va ieși, nu se va mai repeta for-ul pentru că i nu va mai fi mai mic ca n, va fi egal cu n. Are sens? Da, va ajunge la valoarea cum am făcut, da, prima oară cu 10 este egal, exact, cu 10. Exact, bun. Acum, ce o să facem? Păi, în primul și în primul rând, aici o să scriem caut A, spațiu B, vrem să scriem, oricum vrem să le scriem pe amândouă. Acum că ajung și spun chestia asta, am putea să facem un pic mai eficient, dar hai să lăsăm așa, că e mai ușor de înțeles, ok? Nu end line, punem tot spațiu. A, și cu linia asta de cod ne ajută ca să introducem și A-ul și B-ul deja în numărătoare. Da. Să le afișăm ca în cazul în care noi băgăm N-ul, să zicem 10, scriem și pe primele două. Bun, acum, cum vă face chestia asta? Noi vrem ca elementul pe care îl calculăm va fi suma celor de dinainte, da? Și scriem C, ia valoarea A plus B. O scriem încă din prima ca să calculăm cel de-al treilea element, primul element, da? Pe care îl calculăm. Al treilea element. Îl afișăm. Și cu un spațiu după el. Sunt ok? După care actualizăm valorile lui A și B. Și o să vedeți imediat de ce. Așa. Și ce e valoarea A plus B? N-am mai făcut, nu știu, asta este prima oară când mă gândesc la ăsta, deci nu garantez că va merge, să vedem 5. 0, 1, 1, 2, 3. Dacă punem 8, 3, 5, da, am avut dreptate. Ok, nu mă așteptam, merge. Super tare, bun. Da, m-am mișcat repede, hai să vă și explic care e regula, da? Care e logica din spate. Deci avem așa, primul pas, în cazul în care n este mai mare ca 2, nu este nici 1, nu este nici 2. Primul pas este să afișăm pe 0 și 1, și apoi să calculăm... Ce auzi, Mian, bravo! Ok. Și nu e nimic că s-a auzit. E ok. Scuze. Nicio problemă. Deci, calculăm cel de-al treilea element, care este suma primelor două elemente. Și dacă ne uităm mai sus, avem 1 va fi egal cu... Pardon. Așa. 1, care e al treilea element, va fi 1 plus 0, da? Îl afișăm, pentru că asta vrem mai întâi să-l afișăm, că deja îl avem calculat. Mereu în C, în variabila C, vom ține valoarea elementului curent pe care trebuie să-l afișăm. E ok? Da, peste care se aplică incrementarea de la... Nu peste care deja s-a aplicat, peste care, în care am calculat deja acea sumă. Deci, după ce s-a făcut procedeul. Exact. Și pentru că, uite, dacă te uiți, deci ordinea va fi următoarea a operațiilor. Mai întâi am afișat 0 și 1, am calculat suma celor două, primelor două elemente și după când noi intrăm în for,
În prima iterație a instrucțiunii for se va afișa Q, care este acel 1, pentru că prima oară va intra cu valoarea C, va fi 1, pentru că e 0 cu plus 1, da? Și de asta prima oară se afișează 1 aici, este prima iterație. Acum, astea trei linii sunt singura chestie un pic mai tricky. Noi, după ce am afișat numărul ăsta, vrem să trecem la următorul. Vrem ca, deci prima oară A-ul era 0, B-ul era 1. Și l-am calculat pe C ca fiind 1. Vrem ca la următoarea iterație, ca următoarea valoare pe care o calculăm, să fie egală cu B plus C-ul curent, nu? Dar pentru că vrem să facem chestia asta, adică al patrulea număr va fi al doilea cu al treilea. Pentru că vrem să facem asta și vrem să facem asta prin a folosi variabilele A și B ca să calculăm acea sumă, trebuie să decalăm totul cu o poziție. Adică, în cazul de față, să zicem că, hai să scriu aici, un comentariu, avem A, aveam 0, 1, 1, 2, da? Și aveam A, B, C, ok? La prima iterație aveam A, B, C la valorile alea. Și noi vrem să avem așa. Cum facem chestia asta? Păi, A va lua valoarea B. Exact chestia asta, da? L-am decalat pe A, l-am pus cu 1 aici. B va lua valoarea lui C. Este 1 ăsta de aici. B a valoarea C. Și C va fi A plus B, A-ul nou cu B-ul nou. A plus B. După care se iterează iar peste și se continuă. Și putem să mai facem asta în încă un pas. Să mai verificăm. A, B, C. Ok? În cazul ăsta noi avem aici A este 1, B este 1, C este 2. A ia valoarea B, deci 1 va lua valoarea 1, adică în loc, în fapt nu, nu e 1, ia valoarea 1, în locul valorii lui A de 1 o punem tot 1, pentru că așa e ordinea. B ia valoarea C, adică în loc de 1 va avea 2, și C ia valoarea A plus B. 1 plus 2, 3. Și C-ul este aici, da. Apoi. De fiecare dată urcă câte un spațiu în față. Fiecare, da, și de fiecare dată le decalez postea cu încă una. Și calculez și calculez și calculez, dă N ori. În cazul ăsta o să avem 0, dacă le numărăm pe toate astea de aici, ne dă fix 8 elemente. 13 este cel de-al 8-lea element în cazul în care pornim cu 0 ca primul element. Și chestia asta merge și dacă scriem numere mai mari. 20, iau-te-l. Le-a calculat pe toate. Până la al 20-lea element. Ăsta e al 20-lea element, aparent, nu știam. Bun, întrebare, de ce scrii jos acolo, adică în loc să rulezi codul prin, să zic, un play, de ce scrii un număr jos? Te rog, explică-mi și mie asta. Acum ai scris 8.20. Te referi de ce, pentru că îl dau de la tastatură, adică eu citesc de la tastatură numărul, nu am dat o valoare lui N fixă. Deci mai întâi, prima instrucțiune. Nu știu dacă am uitat să menționez chestia asta, dar cred că sper să vă fi dat seama, nicio problemă. Instrucțiunile mereu se evaluează de sus în jos. Mereu, 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 de sus în jos. Deci, atunci când intri în instrucțiunea... Da? Ce? Te ajut să întreb pe puțin la mine. Ce ai vrut să zic, că le iei de sus în jos tot timpul, adică funcționează în ordine aia. Deci tu când intri în program, Mai întâi se creează variabila N, după care îți va cere să introduci un număr de la tastatură, N. Adică nu îți cere, se va aștepta ca tu să introduci un număr. Dacă rulezi make, dacă eu rulez programul și scriu Ana, îmi dă chestia asta. Și de ce îmi dă chestia asta o să vă explic data viitoare, de ce nu dă eroare, dar alte probleme. Ce ne am făcut? Unde era? Așa. Mai întâi încerc să-i bag un număr și apoi continuă rularea în ordine de sus în jos. În cazul buclei, e aceeași chestie. La fiecare iterație, ia toate instrucțiunile de sus în jos, una după alta. Da? După care s-a terminat codul din buclă, dar dacă mai are de iterat, începe, iterează iarăși și iarăși le ia de sus în jos. Mereu de sus în jos. Ați înțeles? Și din cauza asta, pentru că pe primul rând, bine, tehnic al doilea, dar na. Eu
citesc un număr de la tastatură, de asta am băgat un număr eu când mi-l cerea. Uite, se blochează programul, nu se întâmplă nimic, pentru că el așteaptă, efectiv stă și așteaptă. Și eu îi dau un număr și în momentul în care apăs pe Enter, începe restul programului și procesează. Da, el așteaptă comanda de starting. Comanda de start este atunci când îl rulezi, dar așteaptă să se deblocheze pentru că instrucțiunile de citire sunt instrucțiuni blocante. O să discutăm dacă vreți data viitoare despre ce asta. Da. Cam asta e cu variabile, cu for-uri, cu chestia asta. Dacă vreți data viitoare putem să discutăm despre funcții, tipuri de funcții, de ce folosim funcție, să facem câteva programe. Nu știu, sper că ați înțeles. Sper că ați înțeles. Vă puteți uita iarăși peste astea, mai puteți să mă și întrebați, dar vă spun doar că mâine eu de la ora 9 la ora 5 sunt muncesc. Deci dacă nu răspund de asta, nu răspund. Păi ne lași oricum, omul, când ieși, ne lași cu câteva ore înainte, dacă ești, când poți să mai faci următoarea. Ce te-aș ruga, că nu știu ce au făcut băieții, am zis și lui Leo. Am vorbit cu tine, nu știu dacă mai țin, dar cu câteva zile. Da, mi-ai spus despre canalul ăla. Chiar nu canal, dar poți să dai un link undeva unde să zic, să am cum să mă explic, ca să nu greșești și să mă fac și clar. Gândește-te ca la schița unei case până la urmă, știi? Adică o structurare grafică, să zic așa, există așa ceva ca să mă uit dintr-un punct de vedere al unei aplicații sau orice ca o structurare grafică? Mă, eu până acum nu pot să spun că am găsit o structurare de genul ăsta pe internet sau ceva. Adică nu e ceva pus pe hârtie, cum să zici, să fie clar, așa și cu exemple. Dar ideea este că exact ai spus-o bine, ca la structurarea unei case, pentru că atunci când tu vrei să faci o aplicație de la zero, să zicem, uite, eu de exemplu chiar lucrez la a face o aplicație, vreau să fac o aplicație de la zero, da, de telefon. Tehnologiile pe care le poți folosi, dacă vrei să faci backend, dacă vrei să faci frontend, să zicem că vrei să faci o aplicație web, la o aplicație web îți trebuie și frontend și backend, de obicei. Dar elementele, tehnologiile pe care le folosești tu pentru acel front-end și back-end sunt ca atunci când construiești o casă și ai de ales între tipuri de lemn sau între tipuri de gresie. Da, da. Toate fac același lucru, dar e după preferință și după ce vrei tu, și ca limbaj și ca tehnologii. Pentru că, de exemplu, să zicem că tu vrei să faci o chestie, un site care ține minte și niște date, cumva lucrează cu niște date, să zicem că e un magazin online. Magazinul ăsta online cel mai probabil va avea nevoie de o bază de date, dar acum tu puteai să te gândești, bă, vreau o bază de date care se bazează pe SQL, sau, adică ceea ce e cam standard momentan, sau vreau o bază de date pe NoSQL, care e ceva mai diferită. Păi, de exemplu, uite că să te întrerup puțin și să-ți cer și o părere, pentru că în același timp cât învăț aici, vreau să mă uit să fac și eu o mică aplicație. Bine, am ales JavaScript pentru că trebuie să-l învăț pentru că îmi dă puterea de a face și backend-ul și frontend-ul, da. Adică are chestia asta și la baza de date de SQL, dacă stau să mă gândesc, n-aș putea să scriu în interiorul codului un array, să fac un data array care deja să mi le, cum să zic, adică codul să mi le rețină. Nu știu dacă m-am făcut înțeles. Cum ai găsit, ce să-ți rețină? Datele? Ca un fel de vector, nu știu? Poftim? Da. Ca un fel de vector? Scuze. Da, array-ul e un vector, e în engleză, e vector, dar în engleză array-ul. Și tu te referi la toate datele din baza de date? La datele, de exemplu, ca să-l iau pe, uite, pe Alexandru, că e primul după tine, să zicem că tu cu Alexandru intrați pe aplicație, da, și automat trebuie să vă stochezi informațiile, nu știu, dintr-un anumit motiv, de câte ori ai făcut un lucru, hai să dau un exemplu general. Da, de câte ori ai dat click pe un buton, vrei să stochezi undeva? Exact, vreau să stochez asta, decât să, dacă este, bine, cu SQL, în același timp nu pot să creez o părticică în codul meu cu un data array unde oricum să se stocheze informația la fiecare user. Ba da, poți. Acum, o întrebare. Ce se întâmplă dacă ți se ia curentul la server? Păi,
Pierzi array-ul pentru că ăla este în memorie. Nu? Bun, bun, hai să le mai completez asta cu altă întrebare, că ți-am zis că eu sunt genul care am multe întrebări. Având în vedere că ei aplicația și-o upload-ez pe Google Play, să zicem, da? Da. În momentul ăla, tot ce se întâmplă și update-urile și funcționează pe serverele lor, tu n-ar trebui să ai deja un, să zic, backup? Adică, în momentul când, uite, am deschis un studio pe Google Play, da. Un cont de developer, nu? Da, un cont de developer. Așa. În momentul ăsta, automat, noi, eu cu băieții urcând un joc acolo sau o aplicație, este pe serverele lor, corect? Da, și te-o stochează ei, da, normal. Exact. Și la cum ai pus tu problema, fiecare player, user care face o anumită chestie, data array-ul care eu la scrie în codul meu de bază, automat rămâne pe serverele lor, nu? Nu. Deci, ei îți stochează ție doar APK-ul, fișierul APK și datele despre aplicație pe care o pui tu acolo pe Play Store și review-urile și rating-ul și chestiile genul ăsta, numărul de download-uri, asta stochează. Informațiile despre utilizator trebuie să le stochezi tu, mai bine. Exact, tu trebuie să te ocupi de chestia asta. Deci ei n-au nicio treabă cu tine, tu ți-ai plătit un milion sau cât naiba mai e acum taxa. Da, cu $30. Așa. Ai plătit taxa aia și să fii sănătos. Tu îți faci toată treaba asta. Tu trebuie să stochezi tot unde ai tu nevoie. Și din nou, asta pentru că, uite, să zicem, tu vrei un data array, ceva, un vector cu date. Dar din nou, și tu vrei să și ar trebui tu ar trebui să faci toată treaba asta. Deci tu trebuie să stochezi, tu trebuie să ți le ții undeva. Ce te faci dacă ai 2 milioane de utilizatori? Te trezești și că ți explodează numărul de utilizatori. Ăsta, apropo, este și unul din paradoxurile oamenilor care dezvoltă aplicații. Speranța că aplicația... sunt două variante. Fie aplicația nu devine îndeajuns de populară prea repede. Pentru că dacă devine destul de prea populară prea repede, scrapă serverele, se duce dracu tot. Fie să-ți țină serverele. Sunt două speranțe, astea două. Deci, basically, în drumul ăsta. Tu trebuie să te ocupi de partea de back-end. Da. Dacă tu faci un joc, gândește-te la el așa, că jocul este front-end-ul și restul ce faci tu cu datele e back-end-ul. De exemplu, te-ai jucat vreodată League of Legends? Din păcate. Ok, League of Legends. League of Legends, tu ai jocul instalat pe calculator. Tu intri, ai launcher-ul, tu ai toate alea și... calculatorul are el descărcat, deci tu pe calculator ai descărcat fiecare skin pentru fiecare campion. L-ai descărcat acolo, pe calculator, fie că l-ai, fie că n-ai campionul, tu l-ai descărcat. Da, și când îl aleg pentru erou pe care îl vreau, basically backend-ul... Ți-l încarcă memorie și pe ăla ți-l afișează. În schimb, cum știe calculatorul cum se mișcă ceilalți din jurul tău? Păi, calculatorul trimite către serverele de la Riot, trimite niște text, niște date text, pentru că astea sunt cele mai mici ca volum de date, trimite niște date text și zice, bă, uite, astea sunt coordonatele campionului, se află în starea asta. Ba atacă, ba nu atacă, ba se mișcă, ba nu se mișcă, este rotit în direcția acutare și are următoarele obiecte echipate. Serverele de la Riot procesează toată chestia asta și o trimite la toți ceilalți din match cu tine. Și la fel face și cu datele de la ei și ți le trimite și ție și celorlalți. Și cumva agregă toate datele astea, dar ei fac asta pe serverele lor. Chestia asta este de back-end. Este problema de back-end. Păi, mersi de informație, pentru că în momentul de față am făcut cu bătrânul, amândoi am făcut un mic joculeț. Și așteptăm să ni se accepte pe ăsta să-l încărcăm. Deci asta înseamnă că noi acum trebuie să mai luăm în calcul și... Dacă vreți să fie multiplayer, da, și să stocați date despre utilizator, da, trebuie să luați... Nu, single player. Dacă e single player, n-aveți nicio problemă, pentru că nu, asta înseamnă că nu trebuie să comunice cu nimeni, nu-i așa? Exact. Dacă, da. În schimb, vreți să stocați date, de exemplu, nivelul, să zicem, nivelul utilizatorului, să zicem că aveți ceva de curse și vrei să zici că, bă, la nu știu ce curse primești experiență și crește nivel. Asta o stocați local, n-aveți de ce să o stocați altundeva, da. Dacă e single player. Aveți opțiuni, Android-ul și, în general, sistemul de operare vă dă opțiunea să stocați local.
Ok, ok. Și dacă te uiți la o aplicație de genul, nu știu de câte ori, deci până la urmă tot single, deci nu vorbesc nimic la multiplayer sau să interacționeze între ei userii. Da. Deci atâta timp cât nu faci o interacțiune între useri, e mai ok cu stocarea. Când treci în multiplayer, intervin problemele mai mari, cum ziceai tu? Intervii tu, pentru că tu trebuie să faci partea de gestionare a datelor de multiplayer, da. Adică nu face nimeni pentru tine, pentru că nu știe nimeni, unul la mână, nu știe nimeni ce joc, ce date trebuie să comunice între telefoane prin jocul tău, unul la mână. Și doi, nici nu îi pasă nimănui. Adică de ce da, da, bineînțeles. Da, adică nu e nimeni obligat să facă chestia asta pentru tine. Trebuie să te ocupi de chestia asta de multiplayer. Da, asta vreau să te întreb că n-a avut deci, ideea principală asta e, cu backend-ul toate astea. Iar în cazul unei aplicații și toate chestia astea, ți-am zis, deci nu merge să ții un array, un vector în memorie, pentru că dacă rămâi fără curent, dacă ai prea multe date, tu nu poți să zici, nu prea are logică să zici că țin memorie, pentru că în momentul în care, nu știu, te trezești cu 15 giga de date care vin peste cei deja 300 de giga pe care i-ai, nu poți să-i ții pe toți în memorie, nu? Că faci la cost pe hostare de servere de tesaturi. De asta, stochezi tot într-o bază de date, pentru că deja, oricum bazele de date au niște mecanisme speciale pentru stocarea datelor foarte eficientă și căutarea în date eficientă. De exemplu, da. Există un motor de căutare, se numește Elasticsearch, dacă îl cauți pe Google, peste niște baze de date de tip NoSQL, care este atât de șmecher încât poate să meargă cam la fel de repede și când ajungi la sute de tera ca capacitate, ca cantitatea datelor. Da, și pentru ce mă interesa pe mine și te întrebam, uite, lecția de astăzi, ca să zic așa, cel puțin pentru mine futilă, pentru că pot să folosesc incrementarea. Și dacă pe mine mă interesează de câte ori un player a apăsat acel buton, basically intru într-o comandă, îi creez o, cum se numește, variabilă sau cum se, nu știu cum se numește, da. Creez o variabilă care de fiecare dată când el a apăsat butonul sau a făcut un view sau a făcut ceva, crește. Ca să nu fie ceva extrem de greu de zi, de data să ocupe mult, pur și simplu prin for, cum ne-ai învățat astăzi, doar îi incrementez de fiecare dată valoarea cu 1, nu? Ești pe aproape, da. Adică nu trebuie neapărat să o incrementez cu 1. În cazul unei aplicații de genul ăsta, poți să se folosești niște chestii numite listener. Practic sunt niște chestii care așteaptă ca tu să faci o comandă. În momentul în care ai apăsat pe buton, în care ai dat click pe butonul ăla, acel click pe acel buton declanșează o funcție și acea funcție poate să facă incrementarea acelei variabile, nu trebuie să faci tu într-un for. For-ul este o buclă, face o chestie de un număr determinat de dăți. Da, basically mă complica mai mult. Vă spun dacă trebuie să plec. Da, omul, mersi mult și ce poți? Vă mai răspund la întrebări pe mesaj dacă e ok. Da, mersi, omul.